celei de-a cincea ediții 2016 a concursului de cultură generală The Best. Urmează domeniul științe, un domeniu complex. Înainte însă de a extrage prima întrebare, îi vom menționa pe sponsorii fără de care acest eveniment n-ar fi fost posibil. Începem cu sponsorul principal, Digimobil. Le mulțumim la fel celor de la Fax Media Consulting, Max Fan, Ops, Veolia România, Cristim România, Rafineria Petrotel Lukoil, Adient Automotive România, Terra Verde Ploiești, Rezidențial 9 Mai, Platinum Dent, Pro Waters, Best Personal Services, Visus Clinic, Cora Ploiești, Cora Limpex, Școala de Karate Craft Maga și Centrul European de Resurse pentru Dezvoltare. Mulțumim de asemenea partenerilor noștri, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Filarmonica Paul Constantinescu, Optic.net, Fundația Teatru Proiect, Consiliul Județean Prahova și Lucky Wedding. Acestea fiind spuse, trecem la prima extragere. Este rândul colegiului Spiru Hare din Ploiești să extragă un bilet. Vom afla de îndată a câta întrebare. Întrebarea cu numărul 10 din științe. Poate fi o întrebare din chimie, din biologie, din fizică sau din matematică. Exact din matematică este... Întrebarea cu numărul 10. Punctele E și F sunt mijloacele laturilor AB și AD ale dreptunghiului ABCD. Dacă aria dreptunghiului ABCD este de 80 de centimetri pătrați, atunci aria triunghiului AEF este de... Și au trei valori. Fiind nevoit să o indice pe cea corectă într-un minut. Cu enunțul în față. Evident, timpul este același. Sunt 60 de secunde în care trebuie să găsească soluția acestei probleme de matematică. Prima întrebare din domeniul științe. Din acest domeniu mai avem întrebări din discipline precum biologie, chimie sau fizică, de asemenea. Și ne apropiem de ultimele 10 secunde alocate acestei întrebări. Etapa grupelor este la jumătate, în ceea ce privește grupa care își dispută ultimul loc în finală. Timpul s-a scurs și vom afla de îndată și ce variante existau, dar și pe care a ales-o fiecare dintre echipele prezente astăzi pe scena Filarmonicii Paul Constantinescu. Așadar, varianta A, 10 cm pătrați, varianta B, 20 de cm pătrați, varianta C, 30 de cm pătrați. Cei de la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza revin asupra deciziei inițiale, era varianta B prima dată, și optează pentru varianta A, 10 cm pătrați, soluție a problemei, area triunghiului AEF. Cei de la Spiru Haret optează pentru varianta B, 20 de centimetri pătrați. Jean Monnet indică de asemenea varianta B, 20 de centimetri pătrați. Iar cei de la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu merg pe varianta A, 10 centimetri pătrați. Corectă este varianta A. Următoarea întrebare din știință, întrebarea numărul 2. Întrebarea numărul 2 și a doua întrebare din domeniul științe. Metalul cu cea mai bună conductibilitate electrică este?
vom afla cu ajutorul celor patru echipe care este materialul cu cea mai bună conductibilitate electrică dintre cele trei metale indicate pe bilete. Să încercăm să facem puțină liniște pentru a le da ocazia să se concentreze, pentru a dezbate subiectul, a-l întoarce pe toate părțile și a încerca să găsească varianta corectă. Lupta fiind atât de strânsă, fiecare punct contează enorm. Calificarea poate fi decisă exact la un punct diferență. Și au mai rămas doar câteva secunde înainte de a afla răspunsurile participanților la întrebarea care este metalul cu cea mai bună conductibilitate electrică dintre A cupru, B argint și C aur. Potrivit celor de la Spiru Haret, varianta corectă este varianta C aurul. Cei de la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza optează pentru varianta B argintul. Cei de la Jean Monnet de asemenea indică drept variantă corectă varianta B. Și la fel cei de la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu, varianta B. Argintul este metalul cu cea mai bună conductibilitate, iar răspunsul este? Răspunsul este B. Cine a pariat pe argint a câștigat. Întrebarea numărul 7. Întrebarea numărul 7, a treia din domeniul științe, aparține disciplinei biologie. Gregor Mendel a efectuat experiențe de hibridare pe... Pe cine? Pe ce? Pe când? Pe unde? Nu știm, dar vom afla cu ajutorul echipelor, care au un minut ca să răspundă aceste întrebări. Timpul se scurge, evident. Dar e suficient pentru participanți ca să aleagă una dintre cele trei variante. Se pare că unii n-au nevoie de un minut. Le sunt suficiente câteva zeci de secunde. Eu vă sfătuiesc să nu vă grăbiți dacă totuși sunteți convinși că nu vă răzgândiți. Avem deja două răspunsuri, dar le așteptăm și pe celelalte două înainte de a vă citi toate cele trei variante. Sunteți gata deja și voi? Nu vreau însă să vă grăbesc, vreau să vă dau ocazia să vă gândiți bine și acum, pentru că toate echipele mi-au înmânat răspunsurile, am să vă spun că variantele erau. Gregor Mendel a efectuat experiențe de hibridare pe A, mazăre, B, musculițe de oțet și varianta C, pe cobai. Cei de la Jean Monnet indică varianta A, mazăre. La fel, cei de la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu, precum și cei de la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza, varianta A. Și tot A este varianta completată de Spiru Haret. Toți au câștigat câte un punct. Câte un punct pentru fiecare dintre cele patru echipe. Iar următoarea întrebare va fi extrasă. Întrebarea numărul 5. Este o întrebare din fizică, întrebarea următoare. În cazul refracției undelor luminoase, dacă mediul al doilea este optic mai dens decât primul, atunci... Oare ce se întâmplă atunci?
Mister, suspans, tensiune, însă doar un minut. Ulterior vom afla și răspunsul la întrebare, dar și variantele pe care le aveau în fața ochilor concurenții. După cum ați constatat, în acest domeniu avem întrebări atât din matematică, cât și din biologie, din chimie, dar și din fizică. Este o probă a probelor pentru participanți care sunt nevoiți să dețină cunoștințe din toate aceste discipline și să le folosească pentru a alege varianta corectă. Iar toate astea trebuie să se întâmple într-un minut, din care au mai rămas doar câteva secunde. Acum? Timpul scurgându-se. Colectăm răspunsurile. Vă citim variantele și apoi vă indicăm și ce a ales fiecare dintre echipe. În cazul refracției undelor luminoase, dacă mediul al doilea este optic mai dens decât primul, atunci A. Unghiul de refracție este mai mare decât unghiul de incidență. B. Unghiul de refracție este egal cu unghiul de incidență. Și varianta C. Unghiul de refracție este, logic, mai mic decât unghiul de incidență. Cei de la Spiru Haret merg pe varianta C, în care unghiul de refracție este mai mic decât cel de incidență. Cei de la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir indică de asemenea varianta C, drept varianta corectă, la fel ca și echipa Colegiului Național Jean Monnet. Iar cei de la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Breaza optează tot pentru varianta C. Și de data asta toate echipajele au obținut un punct. Răspunsuri perfecte! Iar acum cred că e ultima întrebare din acest domeniu, întrebarea cu numărul 8. E multă dorință de victorie, atât în public cât și pe scenă, firește. Cine va fi de best, aflăm săptămâna viitoare. Acum se decide cine merge în finală, da? Cine păstrează șanse de a cuceri titlul. Întrebarea numărul 8. George Emil Palade, este din biologie, firește, a descoperit. Descoperim și noi odată cu echipele, în câteva 10 de secunde, și răspunsul corect și cui revin punctele puse în joc. Este ultima întrebare din acest domeniu al științelor. Iată că unii n-au nevoie de câteva fracțiuni de secundă pentru a alege una dintre cele trei variante. Alții poate vor să profite mai mult de timp. Aveți un minut. Eu nu mă grăbesc. Scena rămâne aici. Publicul sper că nu pleacă în minutul ăsta. Mai ales că mai sunt doar câteva zeci de secunde, 20. Pentru echipele care au misiunea de a ne spune ce a descoperit George Emil Palade. Și așa cum se poate vedea și pe micul ecran, timpul a fost epuizat. O decizie trebuie să luați, chiar dacă sunteți convinși că e cea corectă, chiar dacă aveți unele rezerve. Ne vor fi spulberate aceste rezerve de inspectoratul școlar, care are întotdeauna răspunsul corect. Cele trei variante erau: George Emil Palade a descoperit A. centrozomul, varianta B. lizozomul și varianta C. ribozomul. Colegiul Național Jean Monnet indică varianta C. ribozomul, drept răspuns corect. Liceul Teoretic Aurel Vlaicu, varianta C. ribozomul. Cei de la Spiru Haret, ribozomul, varianta C. Și Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza, ce variantă credeți? Varianta C.
Este momentul să aflăm care era varianta corectă de răspuns. Se va întâmpla imediat când... Dar răspunsul corect este C, dar vreau să vă spun că sunt mândră că au știut acest răspuns și sunt mândră pentru că pentru această descoperire George Emil Palade în 1974 a fost primul român care a obținut premiul Nobel. Ceea ce ar putea constitui o întrebare la ediția viitoare, așa că rețineți informația. Mulțumim mult, felicitări, câte un punct pentru fiecare echipă. Urmează un nou moment artistic. Un moment artistic. Momentul artistic următor ne este oferit de colegiul Spiru Hare din Ploiești. Vă mulțumim pentru entuziasm și acum momentul artistic pregătit de colegiul Spiru Hare din Ploiești, Gemenele Baicu! We found your life.
red and we was weak. But you chose life's way. You deceived me and you will regret it. But it's too late. I cannot never trust you again. I feel like a worse being affected. And somehow you left me neglected. Without your life being changed, babe, you lost me. Mulțumim. Mulțumim. Le mulțumim gemenelor Baicu de la Spiru Haret din Ploiești și invit echipele iarăși în scenă pentru că urmează un nou domeniu. Este vorba despre sport, unde iarăși vom extrage 5 dintre cele 10 întrebări pregătite de Inspectoratul Școlar. Vom avea de răspuns corect acestora, de ales varianta corectă. Regulamentul rămâne același, evident. Șansele sunt egale pentru toată lumea. Practic, la fiecare probă, având câte 4 puncte puse la bătaie, oferite, cu condiția ca toate echipele să găsească răspunsul corect. Și cei care vor extrage prima întrebare din acest domeniu, în doar câteva secunde se va întâmpla acest lucru, sunt cei de la Colegiul Național Jean Monnet, în regulă. De fapt, asta are mai puțin, importanța e mai mică, cui extrage biletul. Important e ce întrebare va fi supusă atenției participanților. Și avem de-a face din domeniul sport cu întrebarea cu numărul 9. Să nu vă imaginați că întrebările din domeniul acesta sunt mai facile decât celelalte. De multe ori îi pun în încurcătură pe participanți. Să sperăm că nu se va întâmpla așa de această dată, mai ales că s-au descurcat foarte bine echipele care se întrec acum. Întrebarea numărul 9. Echipele de volei se compun în general din 6 jucători. În întrecerile de volei pe plajă, așa numitul beach volley, fiecare echipă are, vom afla de îndată, ce trebuie să ne precizeze participanții, care au un minut pentru a analiza subiectul, pentru a-și aminti tot ce știu despre beach volley. Ca într-o competiție sportivă, timpul trece, la finalul timpului alocat, arbitrul fluieră și noi ne uităm spre tabela de marcaj să vedem cine câștigă punctele. De asemenea, ca într-un campionat veritabil, vom avea un clasament final după desfășurarea tuturor acestor probe, cărora trebuie să le facă față concurenții. Mai puțin de 10 secunde, nu avem timp de prelungiri, decât dacă vor exista echipe cu același număr de puncte. Dacă va fi nevoie de o probă de baraj pentru a desemna câștigătoarea grupei. Vom vedea la momentul potrivit. Acum însă avem altceva de făcut și anume să vă expunem variantele posibile. Fiecare echipă la volei pe plajă are varianta A, 2 jucători, varianta B, 3 jucători, varianta C, 6 jucători. Cei de la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir optează pentru varianta A și ne spun că e vorba de 2 jucători. Cei de la Spiru Haret indică varianta B, 3 jucători în fiecare echipă de volei pe plajă. Cei de la Colegiul Național Jean Monnet merg pe varianta A, 2 jucători. Și cei de la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Breaza, varianta A, 2 jucători. Au câștigat cei care au bifat 2 jucători, varianta A. 2 jucători, varianta A. Este cea corectă. Următoarea întrebare din sport, întrebarea numărul 8.
Întrebarea numărul 8. Cum se numește echipa de handbal feminin din țara noastră, din România, care în sezonul 2015-2016 a câștigat trofeul Ligii Campionilor Europeni? Vom afla în foarte scurt timp asta, dacă nu cumva răspunsul e pe buzele tuturor celor care urmăresc fenomenul sportiv și care își amintesc ce echipă din țara noastră ne-a făcut o imensă surpriză plăcută, evident cucerind acest important trofeu. Sunt trei variante dintre care participanții trebuie să o aleagă pe cea corectă. Lupta fiind atât de strânsă, fiecare punct poate decide calificarea. Din păcate, deși ar fi meritat toate cele patru echipe să ajungă în finală, una singură va merge mai departe și ne vom întâlni cu ea săptămâna viitoare în ultimul act al competiției de best, ediția 2016. Zece secunde și ca la handbal, arbitrul va anunța finalul meciului. Finalul acestei reprize, de fapt. Pentru că meciul e departe de un final, câte vreme lupta e atât de strânsă. Cele trei variante erau: varianta A, echipa de handbal feminin, care în sezonul 2015-2016 a adus în țara noastră Liga Campionilor, la handbal evident, este A, CSM București, B, Chimistul Râmnicu-Vâlcea, C, Handbal Club Minaur Baia Mare. Și variantele pentru care au optat echipele sunt: Liceul Teoretic Aurel Vlaicu, CSM București, varianta A. Cei de la Jean Monnet optează pentru varianta A, CSM București. La fel, cei de la Spiru Haret, varianta A, CSM București. Și de asemenea, Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir, varianta A, CSM București. Au avut dreptate, CSM București. Toată lumea a avut dreptate. Încă un punct pentru fiecare echipă. Următoarea întrebare din sport, întrebarea numărul 7. Este o atmosferă de Liga Campionilor aici, dar să ne ocupăm de întrebarea următoare: la care din edițiile Jocurilor Olimpice ștafeta olimpică a străbătut teritoriul României în drumul spre orașul gazdă al acestei competiții? Sunt trei variante și de asemenea un minut, unul singur. Sunt din ce în ce mai puține minute pe care le avem, până când vom afla cine merge în finală. Oare în ce an ștafeta olimpică a străbătut teritoriul țării noastre în drum spre țara gazdă a celei mai importante competiții sportive din lume? Este evident o onoare pentru orice țară ca ștafeta olimpică, flacăra olimpică, să-i străbată teritoriul, ea fiind însoțită pe parcurs de sportivii reprezentativi ai acelei națiuni. Este o mare onoare și să porți flacăra olimpică și cu atât mai mult să aprinzi flacăra olimpiadei, cea care stă aprinsă pe tot parcursul jocurilor, care concentrează atenția lumii întregi. Mai sunt câteva secunde și vom afla despre ce ediție sau ediții era vorba. Cu trei variante și patru echipe, avem o mulțime de posibilități, cel puțin teoretic. Cele trei variante erau: ștafeta olimpică a străbătut teritoriul României în drumul spre orașul gazdă al Jocurilor Olimpice, de la A, München din 1972, B, Moscova 1980, varianta C, ambele. Și cei de la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu apreciază că ștafeta, flacăra olimpică, a străbătut teritoriul țării noastre la ambele competiții. Varianta C. Cei de la Jean Monnet optează pentru varianta B, Moscova 1980. Cei de la Spiru Haret pentru varianta C, ambele.
Și cei de la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir pentru varianta C, ambele Jocuri Olimpice, 72 München și 80 Moscova. Corect răspuns, C, ambele. Următoarea întrebare, întrebarea cu numărul 5. Întrebarea numărul 5 se referă la pacea olimpică sau așa numitul armistițiu sacru, care datează din vremea Jocurilor Olimpice. Minutul se scurge din acest moment pentru toate cele patru echipe participante. Densitate mare de răspunsuri corecte în această etapă, ceea ce face sarcina sau ecuația calificării foarte complicat. O singură necunoscută este, însă cine merge mai departe, cine își asigură ultimul loc din finală? Mai sunt doar câteva secunde și vom afla de asemenea cine obține încă un punct din acest domeniu foarte generos al sportului. Evident că aflăm mai multe și despre Jocurile Olimpice în felul acesta, ne îmbogățim cunoștințele, timpul a expirat și trebuie să luăm o decizie. Este valabil pentru fiecare dintre cele patru concurente, reprezentând licee și colegii din județul Prahova. Pacea olimpică sau armistițiul sacru datează din vremea Jocurilor Olimpice. A. Moderne, adică din 1896, de când se organizează cele moderne. B. Antice, din 184 înainte de Hristos. Sau varianta C. Postbelice. Și cei de la Colegiul Național Jean Monnet, care inițial bifaseră varianta B, optează în cele din urmă pentru varianta A. Moderne. Cei de la Spiru Haret optează pentru varianta B. Antice. Varianta B fiind îmbrățișată și de Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Brasa, dar și de către Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Brasa. Varianta B și pentru ei. Varianta B este cea corectă. Iar ultima întrebare din sport este întrebarea cu numărul 2. Ultima întrebare din sport se referă la cine a câștigat ediția 2016 a turneului campioanelor la tenis de câmp. Cine e pasionat de tenis n-are voie să rateze răspunsul corect la această întrebare, mai ales că s-a disputat de curând această competiție. Sunt convins că mulți știți deja răspunsul la întrebare. Noi însă trebuie să așteptăm ca echipele să aleagă, să opteze pentru una dintre cele trei posibilități propuse de cei care au elaborat aceste subiecte. Este ultima întrebare din sport, ultimul punct pus în joc aici, după care va urma domeniul arde cu alte 5 întrebări și, desigur, întrebarea sponsorului. În ultimele 10 secunde se vor lua probabil deciziile
importante. Dacă nu, cumva unii deja au ales varianta corectă. Vom afla imediat. Cele trei variante erau relativ simple. Varianta Angelic Kerber din Germania, varianta B, Serena Williams, Statele Unite, varianta C, Dominica Cibulcova din Slovacia și Liceul Teoretic Aurel Vlaicu. Indică varianta C, Dominica Cibulcova din Slovacia. Cei de la Jean Monnet. Cei de la Jean Monnet, de asemenea, indică varianta C, Dominica Cibulcova din Slovacia, câștigătoarea turneului campionelor la tenis de câmp, ediția de anul acesta. De asemenea, Spiru Haret indică varianta C și singurii care o indică pe Williams drept câștigătoare sunt cei de la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza, varianta B. Varianta corectă fiind? Varianta corectă este C. Este o dispută extrem de echilibrată și la nivelul galeriilor, evident. Urmează un nou moment artistic oferit de Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza. Anica Valentin intră în scenă. The Best. Suntem cu tine în mașină, în magazin, în bucătărie, la birou sau în căștile tale. Suntem peste tot cu tine, fie că ești din Ploiești, Câmpina sau...
Be the best. Suntem cu tine în mașină, în magazin, în bucătărie, la birou sau în căștile tale. Suntem peste tot cu tine. Fie că ești din Ploiești, Câmpina sau Sinaia, suntem pe frecvențe. Te trezești de dimineață cu Lore și Marian la Matinal fără egal. Anca te ține la curent cu tot ce se întâmplă. Marian încinge frecvența cu cele mai tari hituri. Elena vine cu doza de zâmbete, cu cele mai picante noutăți. Noi suntem Best FM. Fii the best in all. Diminețile sunt grele pentru toată lumea. Parcă nici cafeaua nu te mai înviorează. Te credem pe cuvânt. Nu și dacă ți începi ziua cu ei. Loredana Chivu și Marian Badea îți înveselesc fiecare dimineață. De la 7 la 10 bem cafea împreună la Matinal fără egal pe frecvențele Best FM. De luni până vineri ai parte de cele mai tari hituri, distracție, premii și multă, multă voie bună. Informație interesantă, mai ales pentru cei care sunt în sală. Revenim așadar pentru ultima parte a concursului nostru. Emisiunea, înregistrarea va fi difuzată în reluare duminică de la ora 14, așa că mâine vă puteți vedea, cei care ați fost prezenți în sală, în exercițiul funcțiunii, cum v-ați încurajat favoriții sau cum v-ați prezentat pe scenă. Sigur că nu se va mai schimba nimic în ceea ce privește deznodământul. Astăzi vom afla cine merge în finală. În foarte scurt timp, pentru că mai avem doar 5 întrebări din domeniul arte. Și apoi, desigur, întrebarea sponsorului. Extragem prima întrebare. Cine se încumetă? Reprezentanții Liceului Teoretic Aurel Vlaicu vor extrage prima întrebare dintre cele 5. Avem de-a face cu întrebarea numărul 4. Așa cum știți, cei care ați urmărit etapele precedente, această probă, acest domeniu presupune de cele mai multe ori să ascultăm un fragment muzical și să-l recunoaștem sau să vedem o lucrare de artă plastică și de asemenea să identificăm autorul, poate perioada care aparține. Întrebarea numărul 4. Opera este unul din genurile muzicale de largă audiență, o formă de manifestare accesibilă și totodată deosebit de spectaculoasă. Vocea umană deține rolul principal, iar melodiile sunt extrem de generoase. Următoarea arie face parte dintr-o operă foarte cunoscută. Precizați numele operei și compozitorul acesteia. Timp suficient pentru a recunoaște, în cazul în care vă este familiară lucrarea, pentru a recunoaște opera și, evident, pentru a identifica compozitorul acestea. Cele trei variante fiind opera, varianta A, opera Madame Butterfly de Puccini, varianta B, opera Don Giovanni de Mozart și varianta C, opera Bărbierul din Sevilla de Rossini. Cei de la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu mizează pe varianta A, Butterfly, Puccini. Pentru varianta A optează și Colegiul Național Jean Monnet din Ploiești. Cei de la Spiro Haret indică și ei varianta A, drept varianta corectă.
Și exact la fel procedează cei de la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza, varianta A. Da, a fost Madame Butterfly, aria mare din Madame Butterfly, interpretată de Angela Gheorgheu. Următoarea întrebare, cea cu numărul 10. Mulțumindu-le galeriilor. Mulțumindu-vă galeriilor, vă rog ca, mai ales pe parcursul acestei probe, vă rog așadar ca pe parcursul acestei probe mai ales să vă ajutați colegii făcând liniște, astfel încât ei să poată asculta fragmentul muzical propus și să recunoască lucrarea și compozitorul. E ceea ce li se cere și acum. Ascultați și recunoașteți, alegeți răspunsul pe care îl considerați corect. De asemenea, timp suficient pentru a recunoaște lucrarea respectivă, mai ales că este una extrem de populară. Avem 4 răspunsuri, 3 variante erau în fața concurenților. Varianta A, Sinfonia numărul 40 de Mozart, varianta B, Cântecului Zălveic de Edvard Grieg și, de asemenea, Humoresca, varianta C, de Antonin Vojak. Cei de la Spiru Haret optează pentru varianta A, Sinfonia numărul 40 de Mozart. Aceeași variantă fiind aleasă și de Liceul Teoretic Aurel Vlaicu, ca și de Colegiul Național Jean Monnet. Singurii care merg pe varianta C, Humoresca de Antonin Vojak, sunt cei de la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza. Iar răspunsul corect este... Mozart, Sinfonia 40. Întrebarea numărul 8. Iar acum este momentul să aflăm ce li se cere concurenților. Acest fragment este genericul unei foarte cunoscute competiții europene, fiind vorba despre Cupa UEFA. Este un aranjament muzical făcut pe un fragment clasic al compozitorului.
ca să fim corecți până la capăt, întrucât răspunsul corect era cumva semnalat pe toate foile participanților, vom extrage o nouă întrebare, da? Se mai întâmplă și accidente de genul acesta, era foarte ușor de recunoscut Handel de altfel, îmi pare rău însă, varianta era deja cumva semnalată drept varianta corectă și n-ar fi cinstit față de echipe. A fost evident o eroare a celor, numai cine nu... Și am să fac apel la cei care sunteți prezenți să nu încercați să le șoptiți răspunsul corect celor de pe scenă. De altfel și la ei fac apel să nu se uită înspre sală. E o condiție pe care le o cerem. Și următorul bilet extras, dar cel care înlocuiește întrebarea aceasta, este biletul cu numărul 1. Sperăm să nu mai avem incidente de genul acesta. Ar fi fost o întrebare la care toată lumea răspundea corect și nu i-am fi departajată niciun fel. Întrebarea numărul 1, următoarea lucrare muzicală, aparține unui compozitor român. În lucrările acestuia se găsesc deseori trimiteri la folclorul autohton, așa cum se întâmplă și în această lucrare. Alegeți răspunsul corect. Am avut ocazia să ascultăm așadar fragmentul muzical și acum să descoperim despre ce lucrare este vorba și cărui compozitor îi aparține. Variantele erau Divertisment rustic de Sabin Drăgoi, varianta A, B, Rapsodia numărul 2 de George Enescu și varianta C, Hora Staccato de Grigoraș Dinicu. Spiru Haret optează pentru varianta A, Divertisment rustic de Sabin Drăgoi. La fel, cei de la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Breaza, Divertisment rustic de Sabin Drăgoi, varianta A. Varianta A și cei de la Jean Monnet, Divertisment rustic, Sabin Drăgoi. Și cu o ușoară ezitare, cei de la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza optează în cele din urmă pentru varianta A, Divertisment rustic, Sabin Drăgoi. Aceasta este varianta corectă. Câte un punct pentru fiecare echipă. Întrebarea numărul 7. Întrebarea numărul 7. Odată făcută și trecerea revista galeriilor, toate frumoase, avem de recunoscut un fragment și un compozitor. Ascultăm fragmentul și apoi indicăm lucrarea și compozitorul acesteia. Thank you.
Iar acum vom aduna și celelalte bilete, în condițiile în care Spiru Haret ne-a răspuns foarte rapid la întrebare. Vedem de îndată și dacă s-au pripit sau dimpotrivă. Au știut răspunsul și au fost foarte siguri pe ei. Cele trei variante erau: uvertură la opera Carmen de Georges Bizet, varianta B, uvertura la opera Barbierul din Sevilla de Rossini și varianta C, uvertura la opera Nunta lui Figaro de Mozart. Cei de la Spiru Haret merg pe varianta B, Barbierul din Sevilla, Rossini. Cei de la Liceul Teoretic Aurel Vlai cu varianta A, Carmen de Bizet. Colegiul Național Jean Monnet din Ploiești pariază pe uvertura la opera Barbierul din Sevilla de Rossini, varianta B. La fel și cei de la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir, varianta B. Și anume Barbierul din Sevilla. Sigur, aceasta este varianta corectă. Întrebarea numărul 2 este ultima din acest domeniu. Întrebarea numărul 2. Această lucrare aparține unui compozitor român care a fost și un virtuos al instrumentelor la care a cântat. Cum se numește lucrarea și cine este compozitorul? Iar acum este momentul acela în care epuizăm practic întrebările elaborate de Inspectoratul Școlar și ne va mai rămâne una singură, cea din partea sponsorului, cea care i-ar putea departaja. Până atunci însă iată variantele pe care le aveau concurenții. Varianta A, Hora Staccato de Grigoraș Tinicu, varianta B, Olteneasca de Paul Constantinescu și varianta C, Impresii din copilărie de George Enescu. Cei de la Spiru Haret optează pentru varianta C, Impresii din copilărie, aparținându-i lui George Enescu. Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Breaza pariază pe Olteneasca lui Paul Constantinescu, varianta B. Cei de la Jean Monnet indică varianta C, Impresii din copilărie de George Enescu. Și la fel cei de la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza, Impresii din copilărie, varianta C. Da. Varianta C este cea corectă, Impresii din copilărie. A mai rămas o întrebare. O întrebare din partea sponsorului și de asemenea o întrebare din partea noastră. Cine merge în finală? Vom afla răspunsul foarte rapid. Îi rog pe participanți să-și pregătească fiecare câte un bilet cu numele înscris pe el. Iar acum facem liniște pentru a auzi întrebarea din partea sponsorului. Cea la care nu există variante este una singură, cea pe care o indică fiecare echipă și care sperăm să fie cea corectă, întrebarea din partea sponsorului.
Întrebarea sponsorului. În ce an s-a sfârșit domnia lui Ștefan cel Mare? O întrebare atât de dificilă încât au nevoie de un minut pentru a răspunde la ea. Le-a sugerat să nu se grăbească, dar dacă insistă, n-o să le refuz răspunsurile. Oboseala și emoțiile spun cuvântul, uitându-mă pe notițele acestora. Înscrieți și unitatea de învățământ. Și cum avem deja răspunsurile, ne vom grăbi să vi le prezentăm și dumneavoastră. Cei de la Spiru Haret indică anul 1504. Cei de la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza răspund 1504. Cei de la Jean Monnet, 1504. Și cei de la Aurel Vlaicu, 1504, 1504. Toate echipajele au obținut câte un punct. Așadar, câte un punct pentru fiecare echipă. Vom afla în scurt timp și cine merge în finală și clasamentul. Aflăm cu câte puncte merge fiecare. Înainte însă trebuie să le mulțumim încă o dată sponsorilor și de asemenea să le oferim câte o amintire din partea Digimobil, sponsor principal echipelor participante. Directorul Valea Prahovei TV, Ioana Zamfir, le oferă cu ajutorul Digimobil câte o cartelă celor care au fost prezenți astăzi și și-au disputat ultimul loc în finala celei de-a cincea ediție a concursului de cultură generală The Best. Digimobil, sponsor principal. De asemenea, le mulțumim sponsorilor. Le mulțumim sponsorilor Fox Media Consulting, Max Fun, Ops, Veolia România, Cristim România, Rafinăria Petrotel Lucoil, Adient Automotiv România, Terra Verde Ploiești, Rezidențial 9 Mai, Platinum Dent, Pro Waters, Best Personal Services, Visus Clinic, Cora Ploiești, Coral Impex, Școala de Karate Craft Maga, Centrul European de Resurse pentru Dezvoltare. Mulțumim și partenerilor, Inspectoratul Școlar, Județean Prahova, Filarmonica, Paul Constantinescu, gazda noastră, Optic.net, Fundația Teatru Proiect, Consiliul Județean Prahova și Lucky Wedding. Iar acum este momentul, desigur, să aflăm cu ajutorul reprezentantelor Inspectoratului Școlar Județean Prahova care este clasamentul final la acestei zile, să aflăm care este echipa calificată în finala competiției The Best. În doar câteva momente se va întâmpla acest lucru, știu că tensiunea este foarte mare, se stabilește clasamentul final, vom afla câte puncte a obținut fiecare echipă și care este ierarhia de final. Sigur că bucuria cea mai mare va fi a câștigătorului, dar merită felicitări deopotrivă toate echipele participante pentru efortul lor și pentru maniera exemplară în care s-au prezentat. La fel galeriile, cărora le mulțumim pentru atmosfera incendiară pe care au creat-o aici. Și acum vom afla foarte rapid care este ierarhia. Pe locul 4... Liceul Teoretic Aurel Vlaicu Breaza. Cu 23 de puncte. Cu 23 de puncte. Este un scor extraordinar. Sunt echipe care aproape au mers în finală cu numărul acesta de puncte. Felicitări celor de la Aurel Vlaicu din Breaza și susținătorilor lor. Pe locul al treilea. Pe locul al treilea, de la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir, cu 24 de puncte. 24 de puncte, Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza. Scoruri extraordinare obținute astăzi. Pe locul
Colegiul Național Jean Monnet cu 25 de puncte. 25 de puncte pentru Jean Monnet, poziția a doua și pe primul loc. Și pe primul loc, Colegiul Spiru Haret cu 26 de puncte. Spiru Haret cu 26 de puncte obține ultimul loc în finala ediției din acest an a concursului de cultură generală de best. Ne vedem săptămâna viitoare în Sala Europa a Consiliului Județean Prahova la marea finală. Până atunci, toate cele bune, mulțumim pentru atenție!